Poate că ești aici pentru prima dată sau poate că te-ai întors după ceva timp, ești în vizită la noi, ne bucurăm, bine ați venit, Domnul să vă binecuvinteze, vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Ori de câte ori doriți, ori de câte ori Domnul vă pune pe inimă, știți unde să ne găsiți și ne-am bucurat să, să ne vedem din nou. În vara anului 2005, dați timpul înapoi, în vara anului 2005 mă pregăteam să plec în Anglia. Împreună cu soția cu care eram căsătorit de un an de zile. Soția care din Anglia, în fine, am găsit-o aici în România, sau ea m-a găsit pe mine aici și ne-am căsătorit și după un an de căsnicie, Domnul ne-a pus pe să mergem în Anglia. Pentru o perioadă de 5 ani de zile. Ca să fac studii teologice și ca să mă întorc în România pentru a sluji ca pastor. Era o perioadă foarte stresantă din viața mea, înainte de plecarea în Anglia, de mutare acolo, nu știam foarte bine engleza, de fapt nu o știam mai deloc, ca să fiu sincer cu voi. Foarte îngrijorat, foarte stresat de perioada aceasta, cum va fi acolo, dacă mă voi descurca, vreau să fac facultate acolo, cum să faci facultate într-o limbă pe care nici nu o știi. Și mai mult decât atât, chiar cu câteva zile înainte de a pleca în Anglia, mi-am pierdut buletinul. Și mai aveam câteva zile la dispoziție, nu știu câte, dar Contra timp, foarte stresat să schimb buletinul, să nu plec fără să nu am buletinul în schimba. Nu că mi-ar fi trebuit buletinul, dar știi cum e românul, trebuie să le aibă pe toate la locul lor. Și uh, țin minte că era vară, era foarte cald afară, o vreme caniculară, uh, foarte, foarte cald. Și în timp ce uh, ieșeam de la metrou din București, uh, dintr-o dată inima a început să-mi bată foarte tare. Palmele să-mi transpiră foarte abundent, uh, să simt că o să leșin. Chiar simțeam cum mă detașez cumva de propriul corp și am crezut, am crezut că o să mor. Asta a fost sentimentul pe care l-am trăit. Spre fericirea mea, nu eram, nu eram singur. Eram cu soția mea și soția, când i-am spus cum mă simt și că o să mor, nu știu cât am apucat să-i spun, dar s-a a, a, a prins imediat că ceva nu este în regulă, a spus ea, cred că ai un atac de panică. Citi să ia printr-o carte de psihologie, știa ea ceva despre fenomenul acesta, nici ea nu știa foarte mult despre asta, dar și-a adus aminte că a auzit undeva despre atacuri de panică. Adică acel moment în care uh, simți o, o teamă intensă, neașteptată, venită din senin, pentru o perioadă scurtă de timp, între două și... 30 de minute durează un atac de panică, cu simptome puternice, palpitații, transpirație, stare de leșin, lipsă de aer și așa mai departe, și gânduri catastrofice. O să mor, o să leșin, o să o iau razna, o să pierd controlul. Cam astea sunt gândurile care îți vin în, în momentul unui atac de panică. În fine, a trecut timpul, mi-am revenit, n-am murit, sunt încă în viață, slavă Domnului, și am plecat în Anglia. Dar starea aceasta de... Agitație de tulburare, de anxietate, cum se numește uh, clinic, a rămas cu mine. Pentru foarte mult timp am avut un nivel ridicat de agitație, de neliniște în corpul meu de anxietate. Psihologii numesc asta tulburare de anxietate generalizată, când durează foarte mult timp și nu știi ce să mai faci. Foarte multe luni te simți așa cumva uh, la limită de fiecare dată sau cum simți că viața nu mai poți controla, simți că ești cumva depășit de, de mai toate situațiile din viață. Am continuat să am chiar atacuri de panică, am dezvoltat ceea ce psihologii numesc o tulburare de panică. Când ai mai multe atacuri, pentru mai mult timp, pentru o perioadă mai lungă de timp, spun ei că ai o tulburare deja de panică. Și avem aceste atacuri, în special în anumite locuri. La metrou, probabil că mi-a rămas în minte că acolo s-a întâmplat prima dată, sau când am ieșit, nu de la metrou, dacă când am ieșit de la metrou, în autobuz um, și în tren chiar, în mașina condusă de altcineva. Am avut foarte des atacuri de panică, deși nu era niciun pericol, deși omul conducea normal, era ok. Dar eu mă simțeam foarte, foarte stresat, foarte neliniștit, cu inima în gât, așa și plin de frică și panică. Um, chiar și în locurile aglomerate. Mergeam la o biserică la Londra, destul de mare, plină de oameni, chiar și acolo nu putem să stau în sală, nu aveam stare. Um, prea mulți oameni, aglomerație, vreau să ies afară, dar nu, puteam să ies, Na, nu pot să ieși în timpul predicii, e cam penibil. Um, și psihologii ar spune că am dezvoltat chiar o agorafobie. O frică de situații de unde este greu să scapi sau este rușinos. Și chiar după ce m-am întors în România, cei cinci ani au trecut, am făcut facultatea prin Harul Dumnezeu de teologie, ne-am întors în țară, Dumnezeu ne-a dat o lucrare aici, m-a chemat ca pastor în România, am continuat să mă lupt cu anxietatea și cu atacurile de panică mulți ani de zile. Poate că ai trecut și tu prin așa ceva. Poate că știi despre ce vorbesc. Dacă nu știi, o să auzi asta și o să te pregătesc. Sper să nu ai parte. Dar e bine să fii pregătit pentru orice în viață. Poate chiar zilele astea treci prin așa ceva. Prin panică, poate n-ai cum se numește, acum știi. Poate ți-e teamă foarte mult de interacțiunile cu oamenii. Să nu te faci de rușine, să nu fii respins de oameni, să nu fii disprețuit și eviți pe cât se poate de mult întâlnirile cu oamenii. Psihologii, psihologii numesc asta tulburare de anxietate socială. Le-am pus acolo, termenii medicali, să le spunem așa, clinici. Um, adică fobia aceasta socială, nu-ți place să te duci acolo unde sunt oameni, eviți cât se poate de mult interacțiunile cu oamenii. Este o altă formă de anxietate. Sau poate ai ipohondrie, nu știu dacă ai uh, auzit de asta, boala bolnavului închipuit. Sunt mulți bolnavi închipuiți în țara noastră și nu numai. Dacă ai ceva palpitații sau o durere în piept, imediat te gândești la un atac de inimă. Dacă vezi o aluniță mai ciudată pe corp sau o gâlmă, imediat te gândești la cancer. Și nu doar că te gândești, dar chiar, ești, chiar crezi că ai cancer. <laughs> și chiar, cum să zic, te temi și deja te gândești la moarte, deja îți vezi, co vezi coștiugul, uh, deja ești departe, departe, departe cu gândul, deși nici n-ai făcut niciun nici uh, niciun CT, n-ai făcut nimic ca nu ești diagnosticat, dar tu deja îți vezi sfârșitul. Asta se numește ipohondrie. Sau poate au, ai o teamă excesivă uh, de ceva anume care te face să ai niște comportamente ciudate, comportamente repetate. De exemplu, te tem foarte tare de îmbolnăvire și de contaminare cu virus și te speli de zeci de ori pe mâini până, până faci răni la mâini. Sau poate faci curățenie de multe ori pe zi în casă, doar să nu cumva să, să lipească de tine vreun virus. Asta în limbaj medical se numește tulburare obsesiv-compulsivă. Ai niște obsesii, niște gânduri care te urmăresc, niște frici care, de care nu scapi, care sunt puternice, sunt cu tine tot timpul și dezvolți niște compulsii, niște comportamente de-astea prin care tu încerci să rezolvi acele obsesii. Acum, poate nu ai din astea așa mai medicale, să le spunem așa, psihologice, dar poate că ești super îngrijorat de situația din Ucraina și din Turcia. Și te tem că războiul acesta va ajunge și în Moldova, războiul acesta va ajunge și la noi. Și te temi mult pe tema aceasta. Poate că te gândești, ok, a fost cu tremur în Turcia, mulți vorbesc, nu? Când va fi următorul cu tremur mare și la noi? Și asta te îngrozește. Mai ales dacă stai la etaj, cum suntem noi. De la etajul 3 încolo, simți mai mult această, această, frică. Și la parter, cred că simți, dar acolo cel puțin te gândești că poate mai ai ocazie să mai ai șansă să, să scapi, să fugi. Um, poate că ești super îngrijorat de starea de sănătate a copiilor. Deși ei sunt bine, sunt sănătoși, te îngrozește gândul că ceva s-ar putea întâmpla cu unul din copiii tăi. Ceva rău. Și asta te urmărește tot timpul gândul acesta. Nu e doar așa, trece prin minte câteodată. Nu, e cu tine acolo teama aia tot timpul. Să nu cumva se întâmple ceva cu unul din copiii mei că mor. Sau poate ești foarte îngrijorat și stresat de finanțele familiei. Mai ales acum, nu știu cât au venit facturile pe decembrie, acum e o perioadă în care chiar simți presiunea aceasta financiară mai mult decât poate în altă perioadă din an. Sau poate te tem de îmbătrânire, de îmbolnăvire, poate chiar ești bolnav și nu mai știi ce să faci să scapi de bolile pe care le ai, poate te tem de îmbătrânire. Unii dintre noi nu se gândesc la asta, alții se gândesc mai mult. Chiar dacă nu au motive, poate serioase, sau poate chiar au, poate chiar au ajuns la o vârstă mai înaintată și se tem de îmbătrânire. Și se tem chiar de moarte. Ce se va întâmpla cu familia mea dacă mor? Dar cu mine? Ce se va întâmpla cu Sufletul meu? Unde se va duce? Oare voi ajunge în Iad? Sunt tot felul de frici, tot felul de gânduri, de temeri pe care le avem și paleta noastră de temeri este foarte, foarte variată. Am încercat să exemplific, dar puteți să mai puneți acolo orice mai vreți voi. Puteți să puneți acolo uh, fobii, de păienjeni, de orice, de ac, de ce vă mai spere pe voi foarte tare, de nasturi, de, de ce? De foc? De... De foc, de întuneric, puteți să puneți acolo orice fobie, orice frică pe care o mai aveți. Paleta este foarte variată. Unii ne luptăm cu forme, să zicem așa, mai serioase, medicile ar numi forme clinice, medicale, anxietate, anxietate e termenul medical folosit pentru condițiile acestea, alții poate doar așa cu, cu sentimentul acesta de, de frică și de îngrijorare puternică pe, pe aceste teme. Chiar când pregătești un mesaj despre frică și anxietate, poți să te lupți cu frica și cu anxietatea. Știați asta? Am trăit-o săptămâna aceasta intens. Domnul a vrut să-mi dea din nou, cum să zic, ocazie de a aplica înaintea voastră ceea ce o să vrea să aplicați voi din acest mesaj. Așa că. Sunt printre voi în dimineața aceasta. Suntem în aceeași barcă, suntem în aceeași situație cu toții, toți avem temeri, de un fel sau altul, mai mari sau mai mici, toți suntem fricoși, temători, într-o privință sau alta. Așa că astăzi vom vorbi despre anxietate. Am numit-o una din spitele iernii, o avem tot timpul cu noi, anxietatea, dar iarna poate mai mult. Iar a posibil să ne luptăm cu ea mai mult. La fel cum am vorbit despre depresie. După Organizația Mondială a Sănătății, 4% din populația lumii suferă de o tulburare de anxietate. Tulburare deja ai, atacuri de panică repetate pentru mult timp, sau stare de anxietate generalizată, ești caz medical, să spunem așa. 4% din ce se cunoaște, din ce se diagnostichează, pentru că cei mai mulți oameni care se luptă cu lucrurile astea nu ajung la psiholog. Nu se știe de ei. Așa că dacă datele oficiale spun că 4% din oameni se luptă cu lucrurile acestea, și asta înainte de COVID, înainte de războiul din Ucraina, înainte de cutremurul din Turcia, cred că rata și procentul este mult mai ridicat. Nu vreau să fac un sondaj aici, dar dacă suntem aici 30 sau că suntem, cu siguranță că 10% dintre noi, au avut sau chiar au probleme destul de serioase cu anxietatea. Așa că astăzi vom vorbi despre anxietate, despre frică, despre îngrijorare, despre stres, despre toate problemele acestea care se pot cuprinde în termenul acesta de anxietate. Vom vorbi despre cinci remedii împotriva fricii și anxietății. Și o să începem cu primul, care e mai simplist. O să spuneți, da, de ce vorbim despre asta, că e, e, e de la sine înțeles. Dar nu știu de ce, dar cred că trebuie să începem cu asta. Primul rând, și în primul rând, dacă vrei să lupți cu îngrijorarea, cu frica, cu anxietatea, acceptă că ești om. Primul rând, acceptă că ești om. V-am spus, este ceva simplist la prima vedere. Dar o să vedeți că nu e chiar așa. O cântare mai veche spune, eu sunt un om, sunt doar un om. Și trebuie să ne răsune, referând la acesta mai des, mai ales în astfel de situații. Este un fapt, este o realitate, este un adevăr. Suntem oameni. Avem temeri, avem îngrijorări. Unele întemeiate, unele mai puțin întemeiate. Nu avem nevoie de versete pentru asta, dar o să vă dau un verset pentru că eu predică și să nu credeți că vorbesc de la mine. Psalmul 103 cu 14. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 103 cu 14. Puteți să notați referințele acestea, nu vor apărea pe ecran. Psalmul 103 cu 14 spune așa. Căci El, Dumnezeu, știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Asta suntem, în esență. Țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Asta suntem noi. Suntem o mână de țărână. Suntem oameni trecători. Apostolul Pavel spune suntem niște vase de lut. Poate când cumperi un vas de lut arată bine, dar în timp începe să se crape. Începe să se vadă acele nu, uh, mici fisuri între el, oricând se poate sparge. Vasul de lut. de lut Suntem fragili Suntem vulnerabili Suntem slabi prin natura noastră Omenească Și ca oameni avem foarte, foarte multe temeri Acum sentimentul de teamă Este bun, este normal În anumite situații Acum câteva zile descărcam Niște uh, Niște cumpărături Din mașină, din portbagajul mașinii Era seara, era întuneric Și eram acolo concentrat pe treabă și fără să văd, fără să-mi dau seama, cineva a venit din spatele meu, nu mi-am dat seama, eram concentrat, și a pus mâna pe mine. Și când nu te aștepți la lucrul acesta, inima îți sare dintr-o dată. Și am țipat, am crezut că cineva vrea să mă atace. Mă mai aștept la lucruri de genul ăsta, nu știu dacă voi aveți astfel de temeri, dar eu mai am, acest, mai am prietenii în orașul acesta care mă gândesc că poate vor să se întâlnească cu mine în loc deschis, larg, liber. Um, și am sărit așa și când întorc capul era Lidia, fata noastră mai mare, care vrea să facă o glumă. A fost o glumă înspăimântătoare. Teama asta este normală. Este pusă de Dumnezeu în noi ca să ne ajute să scăpăm de anumite pericole reale sau aparente, pentru că în cazul acesta nu a fost un pericol, dar eu am crezut sau eram pregătit deja să fac ceva și să fug sau să mă iau la bătaie, nu știu dacă făceam asta, dar dacă dădea el, probabil că trebuia să dau și eu și nu știu, era ceva de genul acesta. Sau cel puțin să mă apăr, cel puțin să fug. asta e teamă normală, pusă de Dumnezeu în noi, ca să ne ajute în situații periculoase. Dacă te duci la cascada urlătoare, cum am fost noi acum ceva timp, te duci cu copiii la cascada urlătoare, wow, ce frumos! Ce drăguț! Și dintr-o dată, din sensul celălalt, oamenii alergă cu sufletul la, la gură și spun, Ursu, ursul! Normal că te întorci și tu și aldești cu ei, pentru că e o frică normală, sănătoasă, de urs. Ai fi anormal să te duci înainte. Asta e o frică normală, e o frică sănătoasă, o frică pusă de Dumnezeu în noi ca să ne ferească de anumite pericole. Dar mai este și o. O frică anormală. Când creierul nostru spune pericol, și nu e niciun pericol, atacurile de panică sunt cam așa. Crizele de anxietate sunt ca niște alarme false. Alarmă de la mașină care începe să piuie fără motiv. Bate vântul și a început să piuie. Nu e niciun hoț care vrea să spargă mașina. Cam așa este atacul de panică. O frică exagerată, fără un motiv întemeiat. Atât frica normală, sănătoasă, cât și frica exagerată, irațională, fac parte din condiția noastră umană, din ceea ce înseamnă să fim oameni. Și din ceea ce înseamnă să fim oameni căzuți, oameni, oameni pe un pământ blestemat, cu trupuri care nu mai funcționează cum trebuie, pentru că acest creier al nostru, care de multe ori ne ajută, în anumite situații dă cu virgulă. Computerul de bord îți spune că e o problemă pentru că vede el niște senzații, niște semne, niște așa și interpretează ceva catastrofic, gata, o să mori și creierul spune dintr-o dată că o să mori. Dă-i o alarmă falsă. Este o frică irațională, fără motiv, neîntemeiată. Asta este anxietatea. Și asta face parte din condiția noastră umană, căzută, de oameni care nu mai funcționăm așa cum ne-a creat Dumnezeu să funcționăm. Creierul nostru nu mai e atât de sănătos pe cât ar trebui să fie dacă n-ar fi fost căderea lui Adam în păcat. Creierul nostru ne mai joacă feste. La unii le joacă feste destul de serioase. de ajung la alte probleme clinice. Dar anxietatea ei cumva ne duce în direcția aceea în care să nu mai judecăm lucrurile cum trebuie. Și asta face din parte din condiția noastră de oameni. Acceptă că ești om. Acceptă că ești om cu frici întemeiate sau mai puțin întemeiate. Și dacă ai atacuri de panică, cum am avut eu, se prea poate ca acestea să fie cauzate. Cu siguranță că sunt multe cauze. Specialiștii nu știu toate cauzele, își și ei cu presupusul. Dar cu siguranță că un stres puternic, cum a fost la mine, perioada aceea de stres înainte de a pleca în Anglia. Un stres puternic sau o perioadă de stres, o perioadă încărcată, o perioadă în care ești atât de solicitat, atât de presat, atât de stresat, te face sau organismul tău intră în, într-o într criză și răspunde în moduri ciudate, în moduri nepotrivite trupul nostru și mintea noastră nu au fost făcute să funcționeze mult timp în condiții de stres. Așa că după astfel de momente de panică, după un atac de panică, ești stors de puteri. Deși nu ai văzut niciun urs. Deși nimeni nu ți-a spart mașina. N-ai intrat niciun hoț în casă. Dar ești atât de consumat, atât de obosit, atât de frânt, încât ai nevoie de odihnă. Așa că acceptă faptul că ești om. Și în momentele acestea, în care te simți mai obosit decât de obicei, și fără motiv, zici, bă, dar ce n-am niciun motiv serios? Uite că trupul tău cere mai multă odihnă în momentele acestea. Și îți spune, odihnește-te, odihnește-te, trupul tău are nevoie de odihnă, creierul tău are nevoie de un pic de timp să-și revină, pentru că e deja prea mult pentru el. Nu-l solicita mai mult decât poate să ducă acceptă faptul că ești om, dă trupului tău o dignă de care are nevoie, creierul tău, spațiul de care are nevoie ca să-și reconfigureze traseul, să spunem așa, ca să-și revină un pic. De asemenea, anumite alimente sau substanțe pot crește nivelul de anxietate și de agitație din corp. Asta spun specialiști. Și o, o, se poate testa ușor. Băuturile carbogazoase, zahărul, alcoolul, cafeaua, nicotina, nu mai vorbim de droguri, toate substanțele acestea cresc nivelul de anxietate din corp. Deși pe moment îți dau o oarecare plăcere, mulțumire, ușurare, pace, numește cum vrei, după aia te lasă și mai încordat, și mai stresat. După aia ai nevoie din nou de ceva substanță și în felul ăsta apar adicțiile despre care vom vorbi la momentul potrivit. Așa că dacă vrei să reduci nivelul de îngrijorare, nivelul de stres, nivelul de anxietate în viața ta, trebuie să reduci cât se poate de mult aceste substanțe psihoactive care îți solicită prea mult sistemul psihic, creierul, trupul și să, de unele chiar să scapi. De unele chiar, chiar să scapi de, de, de tot. Dar știm că dincolo de aspectele fizice, am început cu asta pentru că asta e cea mai la îndemână cumva. Și de aici cred că trebuie să plecăm înainte de a vorbi despre lucrurile spirituale, cred că trebuie să plecăm de la realitatea aceasta că suntem oameni. Și suntem în trupurile acestea și avem creierul acesta și, și de aici trebuie să plecăm în discuția aceasta despre frici și îngrijorare. Dar nu asta este, aș spune, remediu cel mai important. Este un remediu important, dar nu cel mai important. Cel mai important este acesta numărul 2. Cere ajutor divin. Cere ajutor divin? Următorul slide. Știți care este cea mai frecventă poruncă din Biblie. Cea mai frecventă poruncă din Biblie. Să nu prea curvești? Nu. Să nu să iubești? Pare des în Biblie să iubești. Dar nu asta e cea mai frecventă poruncă din Biblie. Să fiți merit, de foarte multe ori apare asta. Dar nu asta e cea mai des întâlnită poruncă din Biblie. Cea mai întâlnită poruncă din Biblie este să nu vă temeți, să nu vă îngrijorați, să nu vă temeți. Spune că de peste 300 de ori, nu le-am numărat pe toate, dar spun cei care le-au numărat, de peste 300 de ori apare acest imperativ, această poruncă, nu te teme, în diverse contexte. Cineva spunea că Dumnezeu ne-a dat o poruncă de a nu ne teme pentru fiecare zi din cele 365 de zile. Adică avem o poruncă nu de te teme pentru fiecare zi. Interesant. Perspectiva. E adevărat. E adevărat. Că Dumnezeu vrea ca în orice zi din viața noastră să nu ne temem. Dar știți de ce ne spune să nu ne temem? Așa cum am cântat și astăzi. Cum să nu te temi când copilul tău leșină și te gândești ce va fi cu el? Normal că te temi. Cum să nu te temi când crezi că o să mori? Și asta e senzația pe care o, o trăiești. Normal că te temi. Cum să nu te temi când ești diagnosticat cu o boală destul de serioasă? Normal că te temi. Ești om. Acceptă lucrul acesta și fii un pic mai înțelegător cu tine. Ești ok. Ești printre oameni. ești, ești normal să ai temeri. Dar, Dumnezeu ne spune să nu ne temem pentru că El este Dumnezeu. Noi suntem oameni, El este Dumnezeu. Noi suntem limitați, El este nelimitat. Noi suntem slabi, El este tot puternic. Noi controlăm doar câteva lucruri în viața noastră și pe astea le mai scăpăm din control. El le controlează pe toate. Dumnezeu ne spune să nu ne temem pentru că El este Dumnezeu. El este tot puternic, El este suveran. Suveran înseamnă că El are controlul, ești în control. El are controlul asupra tuturor lucrurilor. Și asupra războiului din Ucraina, Dumnezeu are control. Chiar dacă lucrurile par ieșite de sub control acolo, Dumnezeu este suveran chiar peste războiul din Ucraina. Dumnezeu este suveran chiar peste problemele noastre de sănătate, peste bolile noastre de care nu mai scăpăm, peste fricile noastre, peste îngrijorările noastre. Asta ne spune Biblia. Dar deși știm lucrurile acestea cu mintea, este foarte greu să ajungă la inimă. Distanța asta de la minte la inimă, o spunea cineva, e cea mai lungă distanță din lume, din univers. Inimă, la de la a ști la a face sau de la a ști la a acționa pe baza ceea ce știi, a lăsa ceea ce știi să te ajute cu adevărat în viață. Care este problema? De ce noi, creștinii care știm lucrurile acestea, adevărurile acestea, totuși în necazuri, în greutăți, ne temem? Da, suntem oameni, dar ne temem și pentru că. Noi nu facem ceea ce ne spune Dumnezeu în astfel de situații. Și vreau să vă dau câteva versete, vreau să le notați, pentru că nu le-am scris pe ecran, pe slide. Filipen 4,6, un verset cheie în lupta cu anxietate, cu îngrijorare. Filipen 4,6 spune așa, Dumnezeu ne spune, prin Apostolul Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, de nimic, de zero motive, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, mare sau mic, frică justificată sau nejustificată, rațională sau irațională, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Spuneți-le lui Dumnezeu, nu că nu le-ar ști, dar el vrea ca noi să mergem la el ca un copil la tatălui și să spună, Doamne, uite cu ce mă confrunt. Ajută-mă. Aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Întotdeauna găsești ceva de mulțumit Domnului, chiar și în necazurile tale. Întotdeauna găsești ceva. Mulțumesc că mi-am rupt mâna stângă și nu mâna dreaptă. Cu dreapta fac multe. Nu? Mulțumesc că mi-am rupt doar un deget și nu toată mâna. Întotdeauna găsești motive de mulțumire chiar și în necazul prin care treci. Și fiți atenți ce îți promite Dumnezeu aici dacă noi venim la el, îi spunem oful nostru, necazul nostru, îngrijorarea noastră, teama noastră, spune și pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, care întrece orice rațiune, rațiunea îți spune pericol, fugi, Panică, Dumnezeu spune, eu am o pace chiar și pentru momentele tale de panică. Pacea mea întrece sau e suficientă, e suficient de puternică chiar pentru atacurile tale de panică. Așa că, de ce nu experimentăm această pace a lui Dumnezeu în momentele noastre de îngrijorare? Pentru că noi cerem lui Dumnezeu ajutorul. În altă parte spune, Iacov spune, nu aveți pentru că nu cereți. Noi cerem lui Dumnezeu ajutorul, sau poate îi cerem, că nu știu dacă este om care să dea de neca și să nu spună Doamne ajută. <gângh> Toți cerem, dar îngrijorarea nu pleacă. <gângh> cerem și tot stresați suntem. Tot panicați suntem, tot încordați suntem, tot blocați suntem. Nu avem pacea aceea de care îi spune Dumnezeu. Ce se întâmplă? care e problema? Apostolul Iacov spune că cerem, dar nu cerem cu credință. El spune, dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea sau orice altceva ce Dumnezeu ne-a promis că ne va da, pacea ne-a promis că ne va da în orice îngrijorare, nu? Dacă vreuna dintre voi îi lipsește pacea, să zicem, să de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Wow, ce promisiune! Dar spune să cu credință, fără să se îndoiască deloc, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Noi ne rugăm de multe ori, Doamne ajută, dar nu avem 100% credință că Dumnezeu într-adevăr ne va ajuta. Unul Petru 5 cu 7, un alt text important despre îngrijorare, despre anxietate. Spune așa, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Din nou, toate îngrijorările voastre, nu doar câteva. Toate pune le în lui Dumnezeu. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. De ce? Că cel însuși îngrijește de voi. Vedeți, noi când suntem îngrijorați, suntem stresați de ceva, încercăm noi să rezolvăm lucrurile, vedem că nu merge, hai să ne și rugăm că na, suntem creștini, trebuie să ne rugăm, dar după aia iară ne ducem înapoi la a încerca noi să rezolvăm lucrurile. Cu alte cuvinte, noi nu aruncăm asupra Domnului îngrijorile noastre sau, sau, îi le dăm pe moment, după aia plecăm tot cu ele. Nu, nu vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Să te rogi lui Dumnezeu și apoi te ridici de la rugăciune și tot stresat să fii, tot îngrijorat să fii, tot panicat să fii, tot împovărat să fii. S-a întâmplat de sute, de mii de ori. De ce? Pentru că noi atunci când ne rugăm, nu aruncăm asupra Lui Dumnezeu poverile noastre și îngrijorările noastre. Sau dacă îi le dăm, în momentul următor le luăm înapoi. Doamne, le vreau înapoi. Ți le-am dat pentru un minut, dar acum le vreau înapoi pentru că am găsit eu niște soluții. Și de asta, din moment, motivul acesta, ne confruntăm cu îngrijorarea și cu stresul foarte mult timp. Pentru că noi încercăm să ținem lucrurile în mâinile noastre. Și Dumnezeu zice, nu, 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 n-ai fost făcut pentru asta. Tu nu poți să duci lucrurile acestea singur. dă mi le mie. Nu, 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 că am, am eu niște rezolvări, am eu un prieten, am eu niște lucruri. Și mă duc la medic, mă duc la psiholog. Da, du-te, du-te, du dar da, știi că eu sunt soluția. Lasă-mă pe mine să te ajut. Lasă-mă pe mine să, să îți iau poverile astea. Spune, el se va îngriji de voi. Aruncați asupra lui. Pune-le în lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de ele aruncă ele în poală, lui Dumnezeu, Doamne, ți le dau ție și rămân acolo. Și nu plec de aici până nu experimentez pacea ta pe care mi-ai promis-o. Nu plec de aici, de pe genunchi sau din rugăciune până când tu nu îmi dai pacea ta care întrece orice pricepere. Țineți minte când Iacov, din Vechiul Testament, spune că s-a luptat cu un om timpul nopții. Omul ăsta, cine o fi fost el? Fine, las pe Silviu să... De, de, să studieze chestia asta, zice s-a luptat până în reversatul zorilor cu un om care s-a luat la luptă cu el și spune că Iacov uh, și-a dat seama că ceva nu e în regulă, că nu dintr-o dată apare așa un om și se ia la luptă cu tine și s-a luptat cu el și zice lasă-mă să plec, zice omul ăsta și Iacov își dă seama că e trimis de Dumnezeu cumva, e mesagerul lui Dumnezeu, zice nu te lasă aici până nu mă binecuvinte, spune, nu? nu te lasă să pleci până nu mă binecuvintezi. Și cred că este o ilustrație bună a ceea ce vrea Dumnezeu să facem când ne îngrijorăm. Să ne luăm la luptă cu Dumnezeu. În ghilimele, normal. Dar cumva să avem acest dialog interior, mental. Cum spunea Martin Luther jones să-ți iei sufletul, să-l pui în palmă și eu zic, să ții sufletul, să ți-l în palmă și să-l iei la palme cu adevărul lui Dumnezeu și să spui Suflete al meu, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Suflete al meu, încrede în Domnul. Suflete al meu, nu te îngrijora. Suflete al meu, Dumnezeu este în control. Suflete al meu, Dumnezeu este aici. Dumnezeu promite pace. Nu pleca de aici, luptă-te cu Dumnezeu până când. El îți va da pacea lui. Până când vine momentul ăla de desprindere a ta de motivul îngrijorării tale. Și-l puțin pentru o vreme, că va veni înapoi, în într-o altă formă. Și apoi iai, repet exercițiul ăsta. Cam așa am făcut eu cu pregătirea acestui mesaj. <gântu -i> M-am luptat cu Dumnezeu și cu gândurile și cu tot ceea ce voi spune în dimineața asta și am avut tot fel de sentimente. Îi spun soției la culcarea aseară, zic, am, am multe sentimente, <gântu -i> de tot felul, despre mesajul acesta. Și nu știu cum să le mai fac față și la duș și peste tot unde mă duc, am lupta asta cu mine și cu gândurile mele. Dar Dumnezeu vrea ca acolo în gândurile noastre și în temerele noastre și în grejorile noastre să ne luptăm cu El. Și să nu lăsăm pe Dumnezeu până nu ne binecuvintează, până nu ne dă pacea Lui, până nu ne asigură că El este cu noi, până când cumva simțim, băi, stai puțin că e Dumnezeu mă cu mine, ei, ei nu sunt singur în chestia asta, de ce mă compor ca și când aș fi singur, de ce mă compor ca și când Dumnezeu îmi cere să mă descurc singur? De asta, de asta nu scăpăm de îngrijorare și de stres, pentru că îi zicem, Doamne, ajută, dar lasă-mă pe mine. Lasă că știu eu. Spune, Doamne, ajută și, Doamne, ți le dau ție. Doamne, spun în brațele tale, spun în poalele tale toată îngrijorarea mea, toate îngrijorările mele. Doamne, ocupă te, -te tu de ele. Îngrijește-te tu de ele, pentru că asta-i promis. dă pacea ta care întrece orice pricepere. Doamne, te rog chiar, de la o parte paharul acesta cum s-a rugat Hristos, nu? Te rog chiar, îndepărtează-ți pușul acesta din viața mea. M-am rugat de mii de ori ca Dumnezeu să-mi ia anxietatea. Și Dumnezeu a spus nu, cel puțin 10 ani, cel puțin din viața mea. Dar Dumnezeu mi-a dat de fiecare dată har. Mi-a dat de fiecare dată har în slăbiciunea mea și asta promite Dumnezeu. Roagă-te să-ți ia țepușul. Roagă-te să-ți ia boala, roagă să-ți ia necazul, roagă-te să-ți ia îngrijorarea sau motivul îngrijorării. Dar, în același timp spune, voia ta nu voia mea. Dacă tu ai alt plan, dacă tu nu vrei să-mi îngrijorarea aceasta sau stresul acesta, acum dăm har să rezist, dăm har să mă încred în tine, dăm pacea ta, dăm harul de care am nevoie în slăbiciunea mea pentru că sunt foarte slab, nu pot să duc chestia asta singur. Cere ajutor divin Asta este cheia. Și nu te lăsa până când nu primești ajutorul divin. luptă te cu Dumnezeu până când ți-l dă. luptă te cu Dumnezeu în rugăciune până când îl primești. Până când primești pacea lui și încredere, măcar pentru ziua respectivă. <laughs> încredere măcar pentru astăzi. O să vorbim data viitoare despre predica de pe munte, despre ce ne spune Hristos, despre îngrijorare. Și acolo spune, ajunge zilele în cazul ei. Doamne, dă har să termin ziua de astăzi. <laughs> Asta spune Hristos. Dăm putere doar pentru astăzi. Mâine, mă rog pentru mâine. Astăzi, mă rog pentru astăzi. La sfârșitul uh, zilei, ajunge zilei în casă ei. Mie de ajuns, m suficient pentru astăzi. N-are rost să mă mai stresez stres și pentru mâine. Vedem mâine ce va fi, spune Hristos. Ce ajutor divin. Nu te lăsa până nu-l primești. Nu te lăsa până nu-l primești. Dumnezeu are acolo har și pace pentru tine. Har și pace pentru tine este acolo, sunt acolo, la dispoziția ta, doar să le primești, prin credință. Doar să le primești. Și dacă fricile mele se vor adeveri, dacă temerile mele cele mai mari se vor împlini, dacă cineva drag al meu va muri, ce voi face? Domnul Iisus, ultimele sale cuvinte de pe pământ, cel puțin după Matei, a spus și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În toate zilele a spus Hristos și a promis Hristos că va fi cu ucenicii lui și cu noi, în toate zilele, în zilele noastre bune și în zilele noastre rele. În zilele în care ne simțim stăpânt pe noi și pe situația noastră de sănătate, pe finanțele noastre și în zilele în care totul e la pământ. Hristos a promis că va fi cu noi. Acum 23 de ani, mama mea a rămas fără soț. Tatăl a murit. Într-un mod oarecum neașteptat, deși avea ceva probleme de sănătate, dar nimeni nu s-a gândit că o să plece. Și mama a rămas văduvă. Și este văduvă de 23 de ani. Și se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu a avut har chiar și pentru o femeie văduvă. Să trăiască fără soț. Ce mă fac fără soț, fără soție? Dumnezeu va avea har pentru necazul ăsta. Nu te-ai de pe acum de pentru ce va fi peste, poate peste, peste mulți ani de acum încolo. Lasă-L pe Dumnezeu să hotărească. Dacă asta va fi voia Lui pentru tine, Dumnezeu se va îngriji la vremea respectivă de situația asta. Au trecut atâția prin asta. Și au reușit. Mama a reușit. Și uneori sunt mai încrezătoare și mai, mai plină de credință decât noi ăștia care le avem pe toate. Sau aproape pe toate. Vorbești cu ei acum, îi mai ai în în loc, aseară eram pregătit să auzim veșrele, dar așa la pasile de inimă și a revenit, merge mai departe, din nou pe cal, <gătă -i> să spunem așa. Dumnezeu dă har, Dumnezeu are har chiar și pentru văduve. O, ce mă fac eu dacă moare omul meu? Dumnezeu va fi cu tine. Asta promite. O, ce mă fac eu dacă moare stâlpul meu. Dumnezeu va fi cu tine. au trecut mulți prin situații de genul ăsta și Domnul a fost cu ei. Dumnezeu are har pentru orice. Cum spune acolo, un ajutor care nu le este niciodată în necaz. Pentru orice necaz. Dacă fricile mele se vor adeveri și voi muri chiar eu. Toți ne temem, nu? Că la un moment dat mergem la doctor și ne spune pai cancer, mai câteva poate luni, de câțiva ani de trăit, toți ne temem de, de, astfel de situații. Dar pune și scenariul acesta în fața Domnului. Pe mine mă ajută uneori. Poate pare mai morbid așa, poate pare mai, mai, mai dur, dar pune frica ta cea mai mare în fața ochilor tăi. Ok, mor tu. Și? Și cei cu asta? N-a mai murit nimeni până acum? Ok, o să vină și rândul meu. Nu știu când, dar știm sigur că va fi. Cel mai important, asigură-te că Isus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău. Asta e cel mai important. Nu, dacă, nu că o să mori, ci unde te duci după moarte. Asta e cel mai important. Toți vom muri într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu. Toți, toți, fără excepție, vom muri. Întrebarea nu este dacă voi muri și când voi muri și cum voi muri. Deci noi ne frământăm. Oh, sper să fie repede, sper să nu mai sufăr. Sau sper să, nu știu, să facă Dumnezeu cumva să, să trec prin moarte ușor. Nu știm. Dumnezeu știe lucrurile acestea. Dar cel mai important este ce va fi după moarte. Când voi ajunge în fața lui Dumnezeu și în fața lui Hristos, mă va primi El sau mă va respinge? Asta e cea mai importantă întrebare. Și dacă vrei să știi răspunsul la întrebarea aceasta, uite ce spune Hristos în Ioan 11. Ioan 11. Domnul Iisus Hristos spune așa. Eu sunt în vierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine cine trăiește și crede în mine, ori și cine trăiește, tu o trăiești, ești în viață, ești aici, ești pe picioare încă. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Da, va trece prin moartea fizică, prin care toți vom trece, dar spune că moartea fizică va fi doar o poartă de intrare spre viața veșnică. Astea sunt cuvintele lui Iisus Hristos spuse la înmormântarea lui Lazar. Spuse la o înmormântare. Și dacă aceste cuvinte nu te încurajează, nimic nu o va face. Isus Hristos este învierea și viața. El a hotărât când să venim pe Pământul acesta și El va hotărâ când vom pleca din viața aceasta. Așa că dacă vrei să știi ce va fi după ce vei pleca, ai nevoie să te împaci cu Isus Hristos. Ai nevoie să vii la El cu păcatele tale, pentru că noi avem nevoie de împăcare cu Dumnezeu, pentru că noi suntem păcătoși. Și zice, a, n-am furat, n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui, n-am curvit, n-am făcut păcate mari. Toți suntem păcătoși, spune Biblia. Niciunul nu merităm viața veșnică. Dacă Dumnezeu ar fi să ne dea după merit, spune Scriptura, ne-ar da iadul. Așa că dacă vrei să ai viața veșnică, dacă vrei să fii sigur că dacă astăzi mori, vei ajunge la Dumnezeu și nu în iad, primește pe Iisus Hristos ca salvator. Vină la El cu păcatele tale și spune, Doamne Iisuse, Tu ai murit și pentru mine. Înțeleg că jertfa Ta este valabilă și pentru, pentru mine. Și spui că dacă eu cred în Tine și în ce ai făcut pentru mine, am viața veșnică, eu te iau pe Tine pe cuvânt, eu te primesc în viața mea și nu am pe ce să mă bazez. Pe ce să mă bazez? Pe medici? Pe ce să mă bazez? Pe medicamente? Pe familie? Pe oameni? Nu, pentru că până la urmă mă voi duce. Dar vreau să te am pe tine în viața mea. Vreau să fiu sigur că sunt al tău. Sunt copilul tău. Și astăzi îmi dau seama că sunt păcătos, că sunt păcătoasă și că nu merit să ajung în rai, merit să ajung în iad, asta spune cuvântul tău, toți oamenii care au păcătuit merită să ajungă în iad, dar Dumnezeu a dat o, o șansă de salvare prin Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Dar nu toți vor fi salvați, Și doar cei care vor întinde mâna și vor spune, Doamne, ajută-mă! Doamne, dă -mi și mie iertarea asta pe care Tu ai câștigat-o la cruce. Am nevoie de ea, fără ea n-am nicio speranță în ziua aceea judecăți. Te iau în viața mea, Doamne Iisuse, te chem în viața mea, iartă-mă, primește-mă și pe mine, pentru că Tu ai murit și pentru mine. fă și pe mine copilul Tău, fă și pe mine moștenitoare a împărăției Tale. dă viața veșnică, cere lui Dumnezeu asta, dimineața aceasta. Nu pleca de aici, fără siguranța aceasta, că Isus Hristos este salvatorul tău. Pentru că nu știi ce va fi. Poate nici nu vei mai ajunge acasă. Eu cred că vei ajunge, dar nu știm. Trebuie să fim pregătiți oricând pentru orice. Așa că dacă ai venit la biserica asta și nu e sigur că ești copilul lui Dumnezeu, astăzi, spune Biblia, este ziua mântuirii. Mâine s-ar putea să nu mai fie, fie ziua ta. Mâine s-ar putea să nu mai fim aici pe pământul acesta. Astăzi este ziua mântuirii, astăzi este momentul în care putem să ne împăcăm cu Dumnezeu, în care să ne recunoaștem păcatele, falimentele, eșecurile noastre înaintea Lui, să îi cerem să ne ierte pe baza jertfelui și să ne primească în familia Lui, să ne facă copiii Lui, strigă la Dumnezeu și spune, Doamne ajută-mă! Doamne, te vreau în viața mea. Doamne, primește-mă și pe mine. Fă-mă și pe mine copilul tău. Și nu lăsa pe Dumnezeu, luptă cu Dumnezeu pe tema asta până când Dumnezeu îți dă pacea Lui. Pentru că dacă tu ești aici și zici, băi, m-am rugat, dar încă nu sunt sigur că sunt al Domnului, încă nu sunt sigur că am viața veșnică, încă nu sunt sigur că dacă plec de pe pământul acesta, voi ajunge la Dumnezeu. Strigă la Dumnezeu până când Dumnezeu îți va da siguranța mântuirii. Nu lăsa pe Dumnezeu, luptă-te cu Dumnezeu, Doamne, arată-mi, Doamne, asigură-mă, Doamne, nu vreau să trăiesc cu frică. Doamne, vreau să fiu sigur de mântuirea mea, vreau să fiu sigur că tu ești Salvatorul meu. Asigură-mă, asigură-mă, arată-mi, spunem că sunt al tău sau nu. Pentru că dacă nu sunt al tău, vreau să fiu al tău. Arată ce trebuie să fac. Luptă cu Dumnezeu în rugăciune până când Dumnezeu te va asigura că ești copilul Lui. Și nu aștepta ziua de mâine. Fă -o astăzi. Fă -o astăzi. Ce Dumnezeu să-ți arate dacă ești sau nu copilul Lui și nu pleca până când Dumnezeu nu te asigură de asta. Vă dau. Mă așteptam la lucrul acesta, asta mă gândesc și mă rog cum să facem. Vă dau urm următoarele trei remedii, foarte pe scurt. Am spus, acceptă că ești om, am spus, cere ajutor divin, trei, cere ajutor uman. Dumnezeu a pus oameni în jurul nostru ca să ne ajute. Mai bine doi decât unul. Vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Dumnezeu ți-a dat un soț sau o soție. Spune-i temerile tale. Lasă-l să te încurajeze. Lasă-l să te brățișeze dacă este nevoie. Da, aia ți-a dat Dumnezeu un soț sau o soție. Ai frați și surori în biserică, la grupul mic, împărtășește-ți poverile. Deschide-te, spune-i, spune fraților, surorilor, fricile tale, îngrijurile tale cele mai mari. Dumnezeu, dar asta ți-a dat, frați, altfel erai singur cuc <gântări> în pădure. Erai, erai, tu și doar tu și problemele tale. Dar Dumnezeu ți-a dat niște frați și niște surori ca să nu duci lupta asta de unul singur. Vorbește cu pastorul bisericii. Vorbește cu un consilier creștin care cunoaște nu doar psihologie, dar și Evanghelia. Nu e rușine să mergi la psiholog. Mai ales dacă este unul bun. Sunt, slavă Domnului că au, au apărut uh, și la noi psihologi buni, oameni pe care Dumnezeu a putea să-i folosească să te ajute. Cere ajutor uman. Apoi ofer ajutor uman. Patru. Următorul slide. Ofer ajutor uman. Când eram în avion și mă întorceam din Chicago, un drum lung, când aveam atacuri de panică în avion, un singur lucru pe care vreau să-l fac, sau oricând zbor cu avion am... Așa, emoții mari. Dar singurul lucru pe care vreau să-l fac în avion este să stau singur și să am eu grijă de fricile mele. Cumva credeam că dacă stau singur pot să mă administrez mai bine pe mine. Dacă am copii care mă stresează și care îmi cer ajutorul și care vor să ne jucăm, vor să ne ridicăm și să o păim prin avion cum vreau să facă la momentul respectiv, nu mă simțeam în stare. Eram atât de panicat, atât de stresat, atât de blocat, încât încă nu eram în stare. Dar, uneori mă ridicam cu ei, pentru că nu aveam Bă, bătea la cap până, mă ridicam cu ei și încercam să îi ajut acolo cu ce vreau ei. Și asta m-a ajutat să uit un pic de ale mele și să mă concentrez pe ale lor. Și cred că asta este... Oamenii zic că e bine să te, să, să te expui la riscuri și să te pui în situațiile alea în care ai atacuri de panică, să învinși, să arăți tu că tu ești on top of it, știi cum spune. Dar cred că Trebuie să facem asta de dragul celor pe care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru. Așa că dacă ai o soție care are nevoie de ajutorul tău, în loc să stai singur în camera ta să te relaxezi, să scapi de anxietate, tu te și ajută. Dacă ai copii care vin și trag de tine, hai tata să jucăm fotbal. În loc să stai acolo și zici, băi, stai că sunt stresat, sunt îngrijorat și du și joacă un fotbal, că asta te va ajuta, te va detenționate. te va face să uiți un pic de ale tale. Prin slujire, scăpăm de grijile noastre cele mai mari. Să merg la biserică, o, nu vreau să merg la biserică, grupul mic, o, nici, nici vorbă. Du-te acolo, pentru că oamenii aceia au nevoie de slujirea ta. Acolo tu vei putea să încurajezi pe alții. Și încurajându-i pe alții și Dumnezeu te va încuraja pe tine și zice, bă, stai puțin că nu e chiar așa de nașpa viața. Uite că am și un rost în viața asta. Uite că nu mă ocup doar de mine și de fricile mele. Uite că Dumnezeu îi binecuvântează pe alții prin mine. Oferă ajutor uman și ultimul lucru și cu asta încheiem, rămâi optimist. Vedeți, oamenii sunt plini de optimism, de asta ieftin. Pe internet, internetul este plin de optimism ieftin, fără substanță. Dar noi creștinii, noi copiii lui Dumnezeu, avem toate motivele din lume să fim optimiști. De ce spun asta? Nu toate zilele de pe pământ sunt la fel de rele. Ai observat lucrul ăsta? Nu toate zilele de pe pământ sunt la fel de rele. Nu în toate zilele de pe pământ ai atacuri de panică. Ai și zile fără atacuri de panică. Așa că dacă spui acum, mamă, nu mai scap de asta. S-ar putea ca să Dumnezeu să te scape de asta. Pe mine m-a scăpat. După 10 ani sau nu știu cât a fost de chin, Dumnezeu se mai liberă. nu mai am grijă asta acum. Nu mă mai stresează gândul asta acum. Chiar și în avion. Nu, sunt foarte relaxat, dar sunt mult mai bine. Slavă Domnului! Uh... Nu toate zilele de pe Pământ sunt la fel de rele. Și cel mai probabil e că vei mai avea zile bune. Chiar dacă în momentele de anxietate, crezi că totul s-a sfârșit. Crezi că viața gata s-a încheiat pentru tine. Și chiar dacă zilele tale cele mai bune au apus, chiar dacă ești în vârstă și zici ce zile bune să mai vină pentru mine, Apostolul Pavel spune, omul nostru de afară se trece, adică trupul nostru se trece, dar omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Cu alte cuvinte, îmbătrânește cu un suflet din ce în ce mai tânăr. Se poate. Cuvântul lui Dumnezeu spune asta. Îmbătrânește, dar cu un suflet din ce în ce mai tânăr. Și nu uita că zilele tale cele mai bune nu au opus, ci urmează să vină. Asta spune Scriptura pentru copiii lui Dumnezeu. Noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou trupuri fizice de slavă, fără boli, fără atacuri de panică, fără frică, fără îmbătrânire, fără moarte. Noi așteptăm tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu e un basm. Bazmele intuiesc adevărul Scripturii. Bazmele ne dau ceea ce Dumnezeu ne promite. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Rămâi optimist, încrezător în Dumnezeu, ca să ai cea mai bună viață pe care o poți avea pe Pământ. Eu cred că din toată inima mea că noi creștinii avem șansele cele mai mari de ne a ne bucura de viața asta cel mai mult, chiar dacă trecem prin necazuri. bucură de viața asta atât cât poți tu de mult cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu lăsa să treacă pe lângă tine, o, ce greu e, ai, am terminat, gata, A, aștept veșnicia. Așteaptă veșnicia, dar dacă Dumnezeu are un alt plan. Nu lăsa viața să treacă pe lângă tine. bucură de ceea ce Dumnezeu îți dă. Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Rămâi optimist, rămâi încrezător în Dumnezeu ca să ai parte de viața cea mai bună pe care o poți avea aici pe pământ și de o viață perfectă. Pe țărmul celălalt al veșniciei, care la unii dintre noi va veni mai repede decât la alții. Haideți să ne rugăm.